perioada 22-24 iunie, în Moldova se va afla o nouă delegație a Serviciului Sanitar Rus Rospotrebnadzor. Experții de la Moscova vor inspecta întreprinderele, inclusiv cele din Găgăuzia, din ramura conservelor de fructe și legume prevăzute pentru a-și livra produsele pe piața din Rusia. Recent, o altă delegație din Rusia a Rosselhoznadzorului a dat acceptul pentru reluarea exportului de fructe din țara noastră în Federația Rusă. Invitatul din cadrul emisiunii de astăzi, vineri, cu Anatolie Gulea, ce va fi difuzată începând cu ora 19 pe RTR Moldova, va fi liderul PCRM Vladimir Voronin. Împreună cu moderatorul, președintele comunist va vorbi despre noul guvern, despre o nouă coaliție parlamentară și alte probleme stringente pentru societate. Întrebările pentru invitat, dar și moderator, pot fi expediate pe adresa golea@rtr.md. Misterul privind persoana care va asigura interimatul funcției de premier se va risipi luni, când șeful statului Nicolae Timofti va anunța numele acesteia. Potrivit secretarului general al aparatului președintelui Ion Păduraru, conform practicii, va fi ales unul dintre prim-viceprim-miniștri. Dacă acesta va refuza, atunci va fi selectat cineva dintre miniștri. În presă se vehicula că premier interimar va deveni Natalia German, ministrul de externe. O coaliție majoritară până la urmă va fi formată și va fi numit un nou executiv, dar acesta va fi unul destul de fragil. Declarații în acest sens au fost făcute de experți la postul de televiziune public. Analistul politic Nicolae Chirtoacă a evidențiat că se va negocia în culise, vor fi din nou împărțite sferele de interese și de influență, domeniile mai bănoase. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, consideră că vom avea un guvern, dar nu se știe pentru cât timp și ce fel de coaliție va fi formată. Profesorul universitar Octavian Țicu a spus la rândul său că țara este în prag de incapacitatea de plată, iar politicienii trebuie să găsească un limbaj comun. Din cauza incertitudinii și a crizei apărute odată cu demisia guvernului, au crescut vertiginos cotațiile euro și a dolarului. Ori acest fapt poate aduce cu sine și un nou val de scumpiri. Candidatul PSRM Zinaida Greceanu la primăria generală, dar și liberalul Dorin Chirtoacă au organizat astăzi conferințe de presă fiecare. Greceanu a invocat problema masivă a organizării transportului urban, susținându-și discursul în fața parcului numărul 1 de autobuze. Ea a evidențiat că atitudinea primăriei față de această problemă este una absolut neconstructivă. Mai mult, un consilier municipal din partea PL are în posesie mai multe rute de microbuz care circulă prin oraș, iar parcul de autobuze este condus intenționat spre faliment pentru a fi privatizat, a mai adăugat Greceanei. De cealaltă parte, Chirtoacă a susținut conferința la Regia Transport Electric în hala de asamblare a troleibuzelor. El a spus că își dorește o confruntare directă cu Zinaida Greceanei. Chirtoacă a vorbit în termeni laudativi despre faptul că, datorită lui, a început asamblarea troleibuzelor la Chișinău, iar cei care critică acest proiect dau dovadă doar de invidie și rea credință. Liderul Partidului Patria, Emil Ciobu, i-a îndemnat pe toți cetățenii să voteze pe 28 iunie pentru candidatul PSRM Zinaida Greceanei. El a menționat că în acești 8 ani de administrare a orașului de către liberalul Dorin Chirtoacă, Chișinău l-a degradat și nu arată nici pe departe ca o urbe europeană. De aceea este nevoie de un administrator bun și eficient. Sesiunea de BAC 2015 s-a încheiat astăzi când a fost susținut ultimul examen de către 400 de candidați. Elevii ucraineni, găgăuzi și bulgari au susținut examenul la limba maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 27 iunie. Totodată, sesiunea suplimentară de BAC se va desfășura în perioada 16-23 iulie. În perioada 17-31 iulie, însă, se va desfășura procedura de admitere a tinerilor din Republica Moldova la instituțiile de învățământ din România. Potrivit Ministerului Educației de la București, dosarele vor putea fi depuse la sediile misiunilor diplomatice ale României la Chișinău, Cahul și Bălți, în prezența comisiei mixte. Boris Johnson, primarul Londrei, a fost filmat în timp ce, deplasându-se pe bicicletă, l-a înjurat pe un șofer de taxi. Scena a fost filmată de un trecător într-un cartier londonez. Taximetristul i-a reproșat demnitarului că a permis funcționarea controversatului serviciu Uber în Londra, care este o platformă ce ajută pasagerii să comande online un serviciu de transport.
Ungaria vrea să construiască un gard de 4 metri înălțime la hotarele cu Serbia împotriva numărului tot mai mare de imigranți. Oficialii de la Budapest au menționat că decizia lor nu încalcă niciun tratat internațional și că Grecia și Bulgaria tot au optat pentru această soluție. De la începutul anului și până acum, în Ungaria au intrat ilegal 57.000 de persoane. De la amante la prima doamnă, actrița Julie Gayet, care este și iubita președintelui francez François Hollande, a apărut pentru prima oară într-o deplasare oficială a demnitarului. Din 1973, Hollande a avut o relație de peste 30 de ani cu Ségolène Royal, având cu ea 4 copii. Cei doi s-au despărțit în 2007.